Algebra îți permite să descrii și să reprezinți modele utilizând un limbaj matematic concis. Folosirea literelor și a simbolurilor pentru a reprezenta numerele este cunoscută sub denumirea de notație algebrică. Dacă suntem în situația de a afla volumul unui obiect, folosirea algebrei este extrem de utilă, întrucât ne economisește mult timp în loc să stăm și să facem tot felul de calcule pe hârtie. În multe profesii se utilizează formule pentru a face judecăți rapide și pentru a efectua calcule practice. În spitale, când au loc operații, se apelează la formule algebrice pentru a afla cantitatea de anestezic dată unui pacient înainte de a fi operat. O cantitate calculată greșit poate fi mortală. Haideți să vedem ce înseamnă expresii algebrice. Dacă vrei să înmulțești ceva cu 3 și apoi să aduni 4 la acest rezultat, atunci această situație poate fi scrisă algebric astfel. Dacă vrei să înmulțești ceva care este ridicat la puterea a doua, să aduni 4 și apoi rezultatul să-l împarți la 2, atunci această situație poate fi scrisă algebric astfel. Înlocuim acel ceva cu un termen reprezentat de către o literă sau un simbol. Acestea pot reprezenta valori diferite, prin urmare se numesc variabile. Pentru a folosi algebra efectiv, e nevoie să fim capabili să aducem expresiile la forma cea mai simplă, prin adunarea termenilor asemenea. Iată un exemplu. 3a plus 2b plus 2a minus b poate fi scris astfel. 5a minus b. Termenii unei expresii algebrice trebuie să fie scriși întotdeauna în forma lor cea mai simplă. Regulile de calcul cu puteri trebuie întotdeauna respectate atunci când aducem expresiile algebrice la forma lor cea mai simplă. Primele 3 reguli sunt reprezentate astfel. Haideți să aducem expresia algebrică la forma cea mai simplă, prin adunarea termenilor asemenea. În acest exemplu, evidențiem fiecare termen. Fii atent să iei în calcul semnul plus sau minus din fața fiecărui termen. Apoi îi putem așeza în ordine, în așa fel încât termenii asemenea să fie alături. Termenii asemenea au aceeași combinație de litere, de exemplu, termenii care conțin x din această expresie. Acum, un exemplu în care folosim distributivitatea înmulțirii față de adunare. Numărul din afara parantezei se înmulțește separat cu fiecare termen din paranteză. Se adună termenii asemenea, adică 2x plus 5x, și apoi se rezolvă ecuația simplă obținută. Într-o formulă în care literele care reprezintă mărimi sunt înmulțite, simbolul înmulțirii nu este obligatoriu. Semnul minus, în fața parantezei, schimbă semnele termenilor din paranteză. Transformarea sumei algebrice în produs se poate face folosind factorul comun. Pentru a face asta, avem nevoie să scoatem cel mai mare număr al fiecărui termen. Pentru numerele 15, 20 și 35, alegem cel mai mare divizor comun și anume 5. 5x la pătrat y este factorul comun care se regăsește în componența fiecărui termen al sumei. Z nu se regăsește în toți termenii, prin urmare nu poate fi factor comun. 5x pătrat y fiind factorul comun se așează înaintea parantezei. Prin înmulțirea factorului comun cu fiecare dintre termenii rămași în paranteză se obține expresia inițială. Pe scurt, folosirea expresiilor algebrice ne ajută să rezolvăm probleme practice din viața reală. Necunoașterea acestora ne poate conduce în situații neplăcute.